Dar și cele mai minore infecții ne pot pune în pericol sănătatea și viața. În prezent, cele mai rezistente la antibiotice, bacterii sunt cele care provoacă afecțiuni ale sângelui, ale tractului urinar, pneumonii, diaree și gonoree. Drept urmare, persoanele care contractează aceste maladii infecțioase riscă să moară sau, în cel mai bun caz, să urmeze un tratament pentru o perioadă îndelungată. Specialiștii explică această situație prin utilizarea excesivă și irațională a antibioticilor. Un studiu realizat în țara noastră pe un eșantion de 500 de persoane arată că mai mult de jumătate dintre pacienți au utilizat preparate antibacteriene fără consultarea medicului, iar mulți dintre ei au folosit aceste preparate anume pentru tratamentul bolilor virale, cum este gripa sau răceala. Ori aceste maladii nu pot fi tratate cu ajutorul antibioticelor. Organizația Mondială a Sănătății mai anunță că în ultimii ani au devenit rezistente la antibiotice plantele și animalele. Iar, drept urmare, instituția solicită Ministerelor Agriculturii și Sănătății din statele membre să aplice un plan comun pentru soluționarea acestei probleme. În Moldova, aproape 64% dintre bacterii sunt rezistente la antibiotice, potrivit specialiștilor de la Centrul Național de Sănătate Publică. Aceste antibiotice sunt valabile numai pentru tratarea infecțiilor bacteriene. În cazul, de pildă, răcelii, gripii, infecțiilor respiratoare cauzate de virusuri, ele nu au efect. Deci, aproximativ 67% din toată populația nu cunosc acest lucru. Unii oameni recunosc faptul că folosesc antibiotice pentru tratamentul infecțiilor respiratorii. Antibiotice foarte rar le folosesc, ca să spun. Și în ce cazuri le folosesc mai exact? De exemplu, le folosesc atunci când este o răceală la care e imposibilă, cum ar fi gripa. И без антибиотиков мы не обходимся. Не обходимся, потому что болезнь не проходит без антибиотиков. Когда, значит, горло болит, когда ангина обязательно. Когда дать фолосить антибиотики, еще ничего ситуации, если не доскрыть? Foarte rar. Mă stai rău. Zicem că n-am o răceală. Atunci când mi-au indicat anume medicii, mi-au recomandat acest antibiotic. Pentru răceală. Pentru răceală. În țara noastră, cele mai imune la antibiotice sunt bacteriile care provoacă infecții ale tractului urinar și pneumonii. Cu toate acestea, medicii recomandă deseori pacienților preparate antibacteriene în lipsa unui test de rezistență a infecțiilor. Centrul Național de Sănătate Publică a elaborat în premieră în lume o nouă metodă de combatere a rezistenței bacteriilor la antibiotice. Aceasta permite identificarea în decurs de câteva ore a infecției imune la preparate antibiotice. Recent, invenția la care savanții au lucrat 5 ani a fost recunoscută internațional.